Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vorbim despre parfumuri romantice și feminine și aș vrea să dedic clipul acesta lunii februarie, căreia îi se mai spune și luna iubirii și fie că sărbătorim sau nu, parfumurile romantice sunt potrivite întotdeauna pentru noi femeile. Vorbim astăzi despre parfumuri cu iasomie, despre parfumuri cu trandafiri, dar stați liniștite pentru că sunt foarte selective în ceea ce privește parfumurile cu trandafiri. Vorbim despre parfumuri fructate, despre parfumuri cu iris, despre parfumuri pudrate, parfumuri mai, cum să zic eu, romantice, mai girly, mai tinerești, dar și despre parfumuri romantice ceva mai mature și mai elegante. Haideți să începem clipul acesta cu un parfum pe care nu aveam cum să nu îl includ aici. Este vorba despre Irresistible de la Givenchy. Acesta este un parfum cu o deschidere fructată, cu un trandafir fructat, cu iris. Este o combinație foarte frumoasă între trandafir și iris, iar trandafirul este unul fructat din punctul meu de vedere. Este un parfum un pic pudrat, este foarte feminin, foarte elegant, foarte romantic și din categoria asta să știți că mai aveam și alte parfumuri, cum este Linter D, cum este Idol. Sunt parfumuri romantice, versatile, feminine și pe care poți să le porți foarte bine și de zi cu zi, poți să le porți și la birou, poți să le porți oriunde. Niște parfumuri frumoase care și persistă bine, sunt bune și sunt, nu știu, frumoase din toate punctele de vedere. De fiecare dată când mă gândesc la un parfum romantic și feminin, cu siguranță vin în fața voastră cu Givenchy. Acum eu sunt foarte curioasă și de noul Givenchy, despre, cum îi se numește, floral, ceva de genul. Sunt foarte curioasă în legătură cu parfumul acela. Dar mie îmi place foarte mult la acest Irresistible că este și dulce, deci este și fructat, are un iz așa foarte fructat și foarte proaspăt în același timp. Mi-e teamă că noul Givenchy nu este atât de dulce ca și acesta, deși nu este foarte dulce nici acesta, e foarte potrivit pentru primăvară, chiar și vara, pe mine nu mă deranjează. Da, este un parfum frumos și romantic și feminin. Următorul parfum despre care povestim este Gritty Tutu. Da, acest parfum mă duce cu gândul și la o balerină, o ținută de balerină, o balerină grațioasă și frumoasă. Mă duce cu gândul și la o rochie roz cu volane, o rochie super feminină și colorată și lejeră, la fel mă duce cu gândul și la o coafură cu bucle legere. Nu știu, miroase a femeie frumoasă, este tineresc, miroase a zmeură pudrată, dacă pot să zic așa. Mirosul, nu știu, să-l descriu doar în câteva cuvinte, este o zmeură pudrată dulce, dar nu foarte, foarte dulce. De aceea cred că o să-l port și foarte mult în perioada următoare, pentru că mi se pare mai potrivit din februarie încolo decât mi se pare iarna, de exemplu. Pentru că îl văd ceva mai romantic, potrivit așa pentru niște haine mai subțirele și da, o să-l port în perioada următoare. Am ajuns și la un parfum ceva mai matur, aș putea să spun. În general, parfumurile de la Narciso Rodriguez mi se par parfumuri așa foarte feminine, elegante, romantice, doar că pe acest Narciso Pudre îl văd și ceva mai matur. Nu l-am purtat eu foarte mult, pentru că voi știți deja că este mai nou în colecția mea, dar aș putea să vorbesc despre Narciso For Her. Acela chiar are un trandafir, este și cu mosc. Pe acela chiar îl văd foarte romantic și feminin, dar în general le cam pun în aceeași categorie pe toate. Dar am zis să aleg și ceva mai matur și acesta mi se pare un pic mai matur și mai serios.
Dar toate mi se par, de la Narciso Rodriguez, când vine vorba despre musc, sunt niște parfumuri elegante, sunt feminine, îmi plac foarte mult și trebuia neapărat să aleg ceva cu musc care să fie în această dedicație pentru luna iubirii. Trecem la următorul parfum, care este de la Casa Goa și se numește Alba. Este lansarea lor recentă, un parfum pentru femei. Aș putea să zic un parfum pentru femeile ceva mai mature, un parfum elegant, floral, feminin, romantic și miroase a iasomie dulce. Eu simt acolo și un iz de tuberoze. Asta pe lângă izul lemnos pe care îl are pentru mine sau pe pielea mea, în aer sau cum vreți voi, simt în jurul meu un miros de flori dulci. Este un parfum frumos, este un parfum elegant și foarte puternic în același timp. Persistă foarte bine parfumul acesta. Cumva mă gândesc la Alin Tardy când miros parfumul acesta. Deși nu este la fel și găsesc niște asemănări cu Alin Tardy. Deci, dacă vă place Alin Tardy, și vreți un parfum ceva mai puțin dulce, mai mult floral, mai puternic, mai lemnos, încercați și Alba. Alba mă duce cu gândul la o rochie vaporoasă, albă, elegantă și foarte pură, așa, nu știu. Cumva mă gândesc și la prezentarea la care am fost, la rochia care a fost făcută special pentru această lansare și s-a potrivit de minune. Chiar mă duce cu gândul și pe mine la o femeie îmbrăcată într-o rochie albă, vaporoasă, lejeră, elegantă și frumoasă. Da. Un alt parfum pe care o să-l port cu siguranță foarte mult în perioada următoare este acest Zenobia de la Maison Asrar. Sticla este una foarte frumoasă, chiar îmi place mult de tot. Și parfumul are o iasomie diferită. Simt o iasomie picantă, o iasomie intensă, picantă, și dulce în același timp, caldă, sexy. Mi se pare un parfum foarte feminin și foarte frumos și intens. Și chiar am de gând să-l port pentru că, vai, cât de bine miroase. Deci parfumul acesta are un preț super mic și este atât de frumos și atât de feminin. Foarte potrivit mi se pare în luna februarie și la fel și acest Valentino Donna Born in Roma intens. Cumva aș putea să spun că sunt potrivite în luna februarie și mai ales la o cină romantică. Da, pe ambele le văd în aceeași direcție și să știți că tot genul acesta de iasomie picantă regăsesc și în Valentino Donna Born in Roma Intens. Da, regăsesc eu niște asemănări între cele două, doar că acesta este și mai dulce, este și mai floral, bine, se intensifică, se îndulcește, este unul dintre cele mai frumoase parfumuri de designer și acesta. Știți că am zis că îl văd pe label cel mai frumos parfum de designer, cred că după el vine acesta. Este atât de intens, atât de seducător, atât de feminin și de frumos parfumul acesta. Eu vă spun că de la Valentino, cu siguranță o să mai vedeți parfumuri la mine în colecție. De-abia aștept să testez noul parfum acela verde. Vreau să mai testez și Valentino Donna Born in Roma, originalul sau primul. Dar vreau să-l testez și pe cel verde, cel nou, pentru că sunt cucerită de parfumul acesta și cu siguranță o să mi-l recumpăr și pe acesta la un moment dat, pentru că îl ador, îl ador.
Acest parfum cred că este pe primul loc în această selecție, pentru că pentru mine Aura Sensuelle de la Mugler este unul dintre cele mai feminine și romantice parfumuri. Este un parfum care acoperă așa cam tot ce îmi place mie într-un parfum. Este și un pic proaspăt, este și un pic floral, este și dulce. Eu simt și un iz fructat, simt și un iz vanilat, chiar dacă nu sunt listate toate aceste note. Parfumul acesta are ADN-ul acela de Aura EDP, doar că se simte un pic mai floral, un pic mai verde, nu este atât de dulce, mi se pare foarte potrivit în luna februarie, mi se pare foarte potrivit primăvara, este foarte frumos și din păcate este un parfum discontinuat. Îmi pare rău că nu am luat un backup, dar cred că se mai găsește. Nu prea sunt eu genul acela care cumpără parfumuri de backup, chiar nu prea am backup-uri. Da, este minunat parfumul acesta. Are un iz verde, v-am mai spus eu că izul verde din Aura pentru mine este un kiwi copt. Și aici regăsesc izul acela. Deci nu este verde, frunză verde, iarbă verde, este un kiwi copt, este un iz fructat verde. Da. Se simte și floral, este foarte frumos. Foarte frumos este și Orientica Romantic. V-am zis că sticla se potrivește foarte bine cu denumirea și se potrivește foarte bine cu conținutul sticlei. Este un parfum romantic, așa cum îi spune și numele. Un parfum cu trandafir proaspăt, cu izul acela de licii fructat și cu acea rubarbă. Chiar dacă nu cred că este listată, tot se simte, în același timp este un parfum romantic, feminin și puternic. Este foarte persistent acesta. Sticla este una de super calitate. Cred că este pictată manual, după cum vedeți, are pe sticlă niște sclipici așa foarte drăguți. E minunată sticla. Da, este un parfum inspirat de Delina. Dar eu nu am Delina în colecție și acesta este înlocuitorul perfect. Foarte frumoasă este sticla, cred că imită detaliul acesta, nu știu, gulerul unei rochii sau cum se numește, așa lăsată pe umeri, o rochie elegantă, o rochie de prințese. Foarte frumos este parfumul și foarte bun, foarte potrivit în luna iubirii. Un alt parfum care intră și el în această selecție pentru că trebuie, este acest Oriana. Și pe Oriana o să-l port în perioada următoare foarte mult. Regăsim aici o floare de portocal foarte puternică și un pic săpunoasă, dar care este îmbrăcată în bezele, în frișcă, este o parte florală, o parte gurmandă, o parte citrică aici. Îmi place foarte mult parfumul acesta și chiar vă recomand să îl încercați dacă ați fost și sunteți în continuare îndrăgostite de clasic, de exemplu de la Jean Pogotier. Cumva este floarea aceea de portocal sau în Dolce & Gabbana Femme Intense, ceva de genul. Mi se pare că este un parfum modernizat, dar cumva regăsim izul acesta în alte parfumuri pe care le știm de o grămadă de timp. Este un parfum feminin, este un parfum tineresc și foarte, foarte frumos, dar care are un iz foarte, foarte cunoscut de noi, mai ales dacă avem în colecție parfumuri de la Jean Pogotier. Chiar și parfumuri de la Valentino, că și acolo avem o floare de portocal în genul ăsta, doar că parcă aici floarea de portocal este și mai intensă. Cu siguranță, dacă nu ați testat parfumul acesta, veți simți în el foarte multă floare de portocal, o floare de portocal super intensă, îmbrăcată în bezele și frișcă.
Nu simt neapărat izul acela de bezele pe care îl simt în Princess. Pentru mine este diferit. Sau poate că nici nu mă duce cu gândul neapărat la bezele, dar în orice caz este o parte gurmandă foarte plăcută combinată cu floarea asta de portocal. Vai cât am vorbit la parfumul acesta. Și mai avem o grămadă. O grămadă, da. Mai avem câteva. Un alt parfum de această dată cu iris, un parfum foarte elegant și mi se pare mie că este varianta matură a lui La Vie Belle. L-aș include și pe La Vie Belle aici pentru că și el mi se pare un parfum romantic și super tineresc. Ei bine, acesta este un La Vie Belle mai matur, mai elegant, să zic așa. Și irisul predomină în parfumul acesta, dar este pe o bază gurmandă. Și dacă v-ați uitat voi la note, în parfumul acesta avem o deschidere de coacăze de floare de portocal și smochină. Cred că smochina îi dă un iz așa verde, pământiu, nu știu, nu este un iris curat de la început, deci nu este un iris curat. De la început se simte irisul în parfumul acesta, deși noi îl avem în bază. Nu simt o floare de portocal care să iasă în evidență, simt de la început iris și probabil izul acela de smochină care este destul de ciudățel așa prin parfumuri. Deci un iris cu smochină. Avem și iasomie, dar v-am zis, foarte evidențiată este floarea de iris și acordul acesta gurmand, are și patchouli, are și un iz proaspăt, deci cumva este un iris pe o bază gurmandă. Dar este un parfum elegant, un parfum frumos, îmi place foarte mult că, deși v-am zis că este varianta mai matură a lui La Vie Belle, totuși, izul acela gurmand îl face ceva mai jucăuș, adică nu se duce în zona aia de parfum elegant și matur, are ceva jucăuș acolo, de exemplu, irisul din Iris Malika. Acolo îi lipsește fix această bază gurmandă, acelui parfum, mi se pare că îi lipsește asta, pe când acesta are irisul, dar are și baza aceea gurmandă, nu foarte dulce, foarte bine echilibrat mi se pare și mi se pare și el un parfum romantic și feminin și elegant și frumos. Următorul parfum este o minunăție de parfum, este vorba despre Ananda Dolce de la Mikalev. Vă recomand cu mare drag să testați parfumul acesta, eu l-am găsit la un preț super, super bun la un moment dat, dar dacă îl urmăriți și dacă vă uitați pe, nu știu, pe Parfums, pe ce mai era el la preț bun, pe Hiris a fost la preț bun și pe parfum, parcă mai aveau parfumuri de la Mikalev, nu știu. Eu am aici 30 de ml, deși sticla aceasta pare că este de 15, atât mi se pare de mică. Dar e foarte subțiric, așa ca o bijuterie este ea. Vreau să vă spun despre parfumul acesta că de prima dată când l-am testat, eu l-am testat înainte să-l cumpăr, nu a fost un parfum cumpărat blind. Mi s-a părut dragoste la primul puf, cum spun eu. Îmi place foarte mult că este un parfum proaspăt, fructat, are o floare de floare de migdal care, v-am mai zis eu că îmi place floarea de migdal în parfumuri, este așa un pic pudrată, este, miroase atât de bine, este o piersică coaptă, dulce, cu o floare de migdal care îi dă așa o eleganță. Și acesta mi se pare un parfum romantic și mi se pare genul acela de parfum romantic pe care îl porți la un picnic pe malul unui lac, nu știu, îmbrăcat așa într-o rochie lejeră și cu niște flori pe ea, o rochie poate din bumbac, nu știu, mă duce așa cu gândul la minimalism, la haine minimaliste, este fructat. Este o piersicuță naturală. Este și un parfum dulce, dar nu foarte dulce.
Îmi place foarte mult parfumul acesta. Este un parfum atât de frumos și nu prea l-am văzut să fie atât de iubit. Da, știu că sunt destul de scumpe parfumurile de la Mikalev, dar se găsesc. Eu cred că am dat în jur de până în 200 de lei. Sincer, au avut prețuri bune la un moment dat și este un parfum foarte, foarte frumos. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi, am lăsat la sfârșit un parfum foarte important în această selecție, pentru că mi se pare că reprezintă toate inimioarele care plutesc în aer în luna februarie și cumva este parfumul iubirii și al pasiunii. Mi se pare că reprezintă așa un mare buchet de trandafiri catifelați, dar totuși mirosul este unul de trandafir pe care nu i-am mai simțit în parfumuri până acum și sper să nu mă înțelegeți greșit, pentru că și eu sunt de acord că poți să sărbătorești iubirea și orice în fiecare zi. Cred că fiecare zi trebuie sărbătorită, dar hei, avem și noi niște evenimente și ne legăm de ele. Ok. Este un parfum foarte frumos, este trandafiros, dar v-am zis, este o aromă de trandafir pe care nu am mai simțit-o până acum, chiar și pentru cei care evită mirosul de trandafiri sau evită parfumurile cu trandafiri. Este și cald, este și un parfum cald, este și un parfum dulceag, este și un parfum spicy, cald condimentat, foarte frumos. Foarte, foarte frumos și mi se pare așa că se potrivește foarte bine cu un buchet mare de trandafiri catifelați. Ei bine, cam atât pentru astăzi. Chiar spuneți-mi și voi în comentarii ce parfum vedeți voi potrivit pentru Valentine's Day, pentru dragobete, pentru luna iubirii. Noi ne vedem în curând cu un video nou. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Mă găsiți și pe Instagram. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă și alăturați-vă dacă doriți să susțineți acest canal de YouTube. Ne vedem în curând. V-am pupat. Pa, pa!